O profesoară i-a lăsat averea sa unui bărbat, care i-a fost elev cu jumătate de secol în urmă. O legătură de prietenie care a durat zeci de ani și pe care profesoara Maria nu a uitat-o. A fost ca o a doua mamă pentru mine, povestește astăzi bărbatul. În urmă cu 47 de ani, profesoara de școală primară, Maria Petirosi, l-a întâlnit pentru prima dată pe elevul său, care astăzi nu mai există. Era anul 1976. De-a lungul anilor, între cei doi s-a dezvoltat o puternică legătură de prietenie, care a durat aproape o jumătate de secol, atât de specială încât profesoara, înainte de a muri, a decis să lase moștenirea sa elevului său preferat. Bărbatul, acum în vârstă de 54 de ani, a povestit această frumoasă poveste este de afecțiune și generozitate. A fost întotdeauna o relație bună. Am uitat totul despre profesor, spune fostul elev. Pe ea nu o vedeam un pic ca pe o a doua mamă. Eu eram un copil destul de tulburat pe atunci și am dat bătăi de capate, de aceea m-a luat la inimă. Dar nu credeam că îmi va lăsa moștenire. Continuă el, părinții mei aveau un magazin de mercerie. De Crăciun îi dădeam profesoarei Maria, clasica agentă cu calendar. Vara îi trimiteam câte o carte poștală din stațiunea de vacanță, iar aceste mici gânduri au continuat și după terminarea școlii primare. După ce relația școlară s-a rupt inevitabil, învățătoarea și elevul au păstrat legătura. Nu au lipsit mesajele de urări între cei doi la fiecare aniversare. Între timp, la mijlocul anilor 1980, profesoara s-a pensionat și s-a mutat în orașul ei natal. Sunt pasionat de ciclism, iar părinții mei aveau o casă în Marina din Nisa, așa că atunci când puteam, făceam mereu un ocol pentru a merge să o salut, a explicat bărbatul. Iar relația s-a consolidat de-a lungul anilor. Când m-am căsătorit în urmă cu 20 de ani, am invitat-o la nuntă, dar nu a putut participa. Iar când s-au născut copiii mei, mi-a trimis o telegramă cu urări. În noiembrie 2022, profesoara a murit la vârsta de 92 de ani în urma unor complicații cauzate de COVID. Ultima dată o întâlnisem în aprilie și după o legătură de aproape 50 de ani nu puteam să lipsesc de la înmormântare. Cu acea ocazie, îngrijitoarea mi-a spus că vom ține legătura în curând. Mi-am dat seama că profesoara nu glumise. Recent, bărbatul a fost contactat de o bancă din Sarza. M-au sunat cu vestea moștenirii, o sumă mare. Maria avea o poliță de asigurare de viață și mi-a făcut o mie. Chiar și angajatul băncii a fost uimit, a adăugat bărbatul, încă neîncrezător. Așa că m-am urcat în mașină spre cimitirul unde se odihnește pentru a-i mulțumi. Bărbatul are astăzi un singur regret. Nu am ajuns la timp pentru a o prezenta copiilor mei, dar le-am povestit despre ea, despre draga mea profesoară Maria. Relatează mesajul.ro.